Ce faci? Domnișoara Corina! Bună dimineața! Iurghel Chivanoc! Bună dimineața, tinere, da! Ce se întâmplă cu tine? Glumiți, domnișoară Corina! Eram de santinelă! Ce santinelă? Ce e asta? Ce-i parul ăsta? Stai așa! Este descoperirea mea! Acum știu de ce nu mai prește autobuzul la pensiunea Weber! De ce? De ce? Ce vrei să spui? E foarte simplu! De câteva zile, firma de jos de pe șosea dispare în fiecare dimineață, înainte de trecerea autobuzului. Și după ce a trecut, apare la loc. Da? Vorbești copilării, Jeff, nu? Nu vorbesc... Cum fi stafie, nu vorbesc copilării, domnișoară Corina. Și nu, nu e nicio stafie, domnule major. E un domn. Și-l cunoașteți foarte bine. E domnul Ștefan Valeriu. Nu v-am spus eu? Nu v-am spus eu? A zis. Tu faci glume proaste. Zău că nu glumesc, domnișoară Corina. Știți bine că cu dumneavoastră nici n-aș îndrăzni. E el. De două zile îl pândesc de sus de la fereastra mea când pleacă dimineața pe munte. Și astăzi de dimineață a plecat. Nu s-a întors încă? Încă nu. Astăzi de dimineață am vrut să mă convinc că e el. Am ieșit primul din pensiune. Nici dumneata nu te sculasești, domnule Bogoiu. Așa? M-am dus jos la pod, m-am ascuns acolo bine și l-am așteptat până a venit. Și a venit.